Județul Suceava se pregătește deja de iarnă. Valorile termice au scăzut simțitor în ultimele zile, iar sucevenii vor mai dârdâi serios, cel puțin până joi. În plus, primii fulgi de zăpadă au fost surprinși deja de vineri dimineață în masivul Rarău. Imaginile surprinse de cei care au trecut prin zonă au fost repede postate pe rețelele de socializare, unii bucurându-se de vederea primilor fulgi de nea, alții cu tristețe că vara a devenit deja doar o amintire. De altfel, Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică și o informare meteo de vreme deosebit de rece, ninsor la munte și precipitații mixte în zonele subcarpatice. În zilele următoare, vremea va fi deosebit de rece, la fel ca și la finele săptămânii trecute și se vor semnala precipitații în majoritatea regiunilor. La munte și mai ales în Carpații Oriental și Meridional, acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare. În zona montană înaltă se va depune strat nou de zăpadă, iar temporar vântul va avea unele intensificări, spulberând zăpada. Valorile termice vor deveni mai plăcute pentru suceveni pe parcursul zilei de joi, spun cei de la ANM, când mercurul termometrelor va urca semnificativ în unele zone ale țării, chiar și până la 20 de grade Celsius. Între timp, însă, societatea care se ocupă cu producerea și furnizarea agentului termic în sistem centralizat pe raza municipiului reședință de județ a anunțat beneficiarii că a început probele la cald în diverse puncte termice de pe magistralele 1 și 2, pregătindu-se astfel de debutul furnizării agentului termic în iarna 2019-2020.